Medicamentul antigripal Avigan, aflat în prezent în regim de testare cu tratamente împotriva COVID-19, va ajunge și în Moldova, ca urmare a unui apel făcut de țara noastră către Japonia, cea care va produce acest preparat medicamentos. Japonia va oferi cu titlu gratuit $1.000.000 pentru cumpărarea acestuia de la o companie farmaceutică japoneză. Pe lângă Moldova, țări precum Ungaria, Ucraina, Luxemburg, Turcia sau Cehia sunt și ele în lista beneficiarilor. Beneficiarul final al lotului de medicamente va fi Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din municipiul Chișinău.